prin lume, sunt un călător spre patria de sus. Mi-am pus harfa mea în slujba unui nume, frați și surori, dragi oaspeți ai casei de rugăciune, în numele Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, vă salutăm pe toți cei prezenți și vă spunem bine ați venit la casa Domnului, în casa de rugăciune a Bisericii Pentecostale Gloria din Arad Bujac, în această dupămasă de vară. E foarte cald afară, și trag nădejdea să fie foarte bine înăuntru. Domnul să răcorească sufletele noastre. Amen, amen. Domnul să ne dea un cuvânt bun, bogat și puternic. Cântările să învioreze inimile noastre și rugăciunile noastre pe care le vom face în numele Domnului Iisus să fie ascultate. Haideți cu toții, așa cum stăm pe picioare, să ne închinăm înaintea Părintelui Ceresc și prin fratele păstor Nelu Petras să ne rugăm Domnului și să cerem ajutorul pentru slujba sfântă din această dupămasă.
Cerul, ne chinăm înaintea Ta în numele scump al Mântuitorului Iisus Hristos, Domnul, Fiul Tău prea iubit, în a cărui nume suntem adunați în această dupămasă și Te rugăm din toată inima, binecuvântează adunarea noastră înaintea Ta. Doamne, suntem aici și nu avem alt scop și nu urmărim, Doamne, un alt lucru decât să Te înălțăm pe Tine. Ajută. Și lauda noastră și mulțumirea noastră și închinarea noastră, Doamne, și tot ce vom face aici, Doamne, dorim să fie pentru Împăratul. Ajută-ne, pentru Împăratul, Doamne, împăraților. Aleluia. Și Domnul domnilor. Amin. Unicul Împărat și unicul Mântuitor al omenirii, Mântuitorul Iisus Hristos. Slavă Te rugăm, Doamne, să ne binecuvântezi în dupămasa aceasta. Doamne, stăm înaintea Ta și recunoaștem că fără de Tine orice am face, Doamne, este un nonsens, Doamne. De aceea dorim prezența Ta aici, Doamne. Amin. Dorim prezența Duhului Tău Sfânt, Doamne. Amin. Dorim călăuzirea Duhului Tău Sfânt. Dorim ungerea proaspătă a Duhului. Amin. Sfânt, Doamne, prin cuvântul care va fi vestit. Amin. Și în sensul acesta Te rog să îmbraci cu putere robii Tăi, Doamne. Amin. Și frații noștri, ca prin călăuzirea Duhului Sfânt să aibă un cuvânt pentru fiecare dintre noi în aceste vremuri pe care le trăim, Doamne. Dorim ca lauda, cântările și tot ce se va face aici să fie înaintea Ta bine primite, Doamne. Da, Doamne. Binecuvântează cântăreții din această dupămasă. Binecuvântează pe toți aceia a căror inimă bate pentru Tine, Doamne. Amin. Pentru împărăția Ta, Doamne. Amin. Care este așa de aproape, Doamne, și în care dorim să fim pentru eternitate. Te rugăm în dupămasa aceasta, îngăduie ca Duhul Sfânt să fie prezent în mijlocul nostru. Amin. Doamne, Îți mulțumim că Ai promis că Ești cu ai Tăi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Da, Doamne. Aici și acum, Doamne, dorim călăuzirea Ta și pentru totdeauna ajută-ne lauda noastră, trăirea noastră să fie pentru Împăratul, pentru numele glorios al unicului Mântuitor, Iisus Hristos, Domnul. Amin. Haideți acum împreună cu toții să cântăm și să lăudăm pe Domnul. Psalmistul spune, tot ce are suflare să laude pe Domnul. Slăvit fii, Iisuse, că lucruri mari faci, la Tine pe oameni cu drag îi atragi. Iisuse, că lucruri mari faci, la
Frați și surori, haideți acum să ne rugăm Domnului împreună cu toții. Fiecare cum știe, dar mai ales fiecare cum simte, așa să se roage Tatălui Ceresc în numele Domnului Iisus. Și Domnul nostru, când era pe pământ, a spus clar: tot ce veți cere cu credință prin rugăciune veți primi. Să ne rugăm și să mulțumim Domnului că suntem aici. Și apoi să ne rugăm special pentru lucrarea din această dupămasă. Să deschidă Domnul cerul față de noi, să-și deschidă mâna și să ne sature cu bunătăți cerești, să ne învioreze inimile și să ne ajute să ne apropiem de El. În patria, în drumul nostru spre patria cerească, facem în această seară un popas spiritual și am vrea să ne întărim în omul dinăuntru. Am vrea părtășia noastră să fie plăcută și dulce. Și atunci când vom încheia slujba sfântă, să spunem: într-adevăr a fost o seară de har, a fost o seară binecuvântată în care Domnul a fost împreună cu noi. Împreună din toată inima și cu credință să ne rugăm lui Dumnezeu. Amin, să ocupăm locurile și continuăm părtășia din această dupămasă. Înainte ca să ascultăm cântări pentru lauda Domnului, aș vrea ca în numele conducerii Bisericii Gloria, în numele întregii biserici, să salut toți oaspeții prezenți și salut și pe aceia care ne urmăresc prin internet în această dupămasă.
Evident că îi salut în mod deosebit pe cei care au venit de departe, din Statele Unite ale Americii, din statul Oregon, din Portland, de la Biserica Pentecostală Română Philadelphia. Bine ați venit la Arad! Corul de tineri este aici în fața noastră și urmează să cânte spre slava Domnului câteva cântări la această slujbă sfântă. Salut păstorii bisericii care sunt cu noi, păstorul senior al acestei biserici, fratele Vasile Câmpian. Frate Vasile, bine ai venit la Gloria, la Arad, Domnul să te binecuvânteze! Fratele păstor Gabi Hada, frate Gabi, bine ai venit! Este fiul fratelui păstor Hada Gligor, din Hunedoara, o cunoștință veche de-a noastră și eu mă consider prieten al familiei Hada. Prieten am fost cu tata, prieten sunt cu fiul Dani care este la Hunedoara și mă consider apropiat și de Gabi și mă bucur să fie împreună cu noi în această dupămasă. Îi salut pe toți cei care fac parte din corul de tineri, pe toți cei care îi însoțesc, pe toți care ați venit din Portland, formația Elim Harmony din Timișoara, și această formație este cu noi și lor le spun bun venit, Domnul să vă binecuvânteze, și toți cei care ați venit să vă închinați împreună cu noi, am dorit să fiți binecuvântați de Domnul care a făcut cerurile și pământul. Amin. Haideți să ascultăm acum prima cântare pe care acest cor de tineri o va cânta pentru slava lui Dumnezeu.
Continuăm să lăudăm pe Dumnezeul nostru. Elimar Mării va cânta pentru slava Domnului o cântare, apoi un solo, fratele Adi Petraș, apoi din nou corul de tineri. După corul de tineri, fanfara bisericii noastre îl va slăvi pe Domnul, iar după fanfară, fratele păstor Gabi Hada va avea un mesaj pentru noi, un îndemn la rugăciune și din nou ne vom adresa cu credință Tatălui nostru care este în ceruri, ne vom ruga lui Dumnezeu în numele Mântuitorului Iisus Hristos. Thank you.
Mă bucur să fiu în biserica dumneavoastră, împreună cu familia mea, cu părinții mei, o biserică care iubesc foarte mult, poate cel mai mult, cu păstorii care iubesc și respect cel mai mult, toți împreună, prietenii mei, neamurile mele, și ne bucurăm să fim împreună cu corul nostru de tineri și sper să vă bucurați și dumneavoastră, pentru că vocea mea e așa cum e. După două săptămâni de cântat, am apelat la doi timișoreni să ne ajute. Doi timișoreni ajută un bujecan. Să vii, când vrei să-ntorci, când vrei să fii la Dumnezeu, când vrei să-ntorci din calea rea, de ce tot mai amâi mereu?
Și eu mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră la Biserica Bujac. I-am mai spus la Adi și i-am mai spus la alții că dacă ar fi să ne mutăm în România, asta ar fi biserica noastră. Ne rugăm ca Dumnezeu să vă binecuvânteze. Noi, tinerii, mai ales și eu, suntem foarte obosiți, e ultima noastră seară, dar rugăm ca puterea Duhului Sfânt ca să fie cu noi și să simțiți și dumneavoastră. Poate ați mai auzit cântările cântându-se în aceleași două săptămâni, dar și poate le mai cunoașteți, vă proiectăm cuvintele, cântați cu noi și să cântăm împreună. Wow, văd câteva fețe care și din Chicago aici, Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. Dreptatea ta
acum când oamenii numesc răul bine și binele rău, când așa numite popoare creștine și-au întors spatele Dumnezeului viu, noi vom sta în picioare și nu vom tăcea. Vom spune tuturor căci este un singur Dumnezeu, este o singură cale, un singur adevăr, El Iisus, sursa vieții, El este Dumnezeul adevărat. Noi vom lupta cu capul sus, vom sta pentru adevăr, chiar viața în eu vom da. Nu vom tăcea, noi vom lupta cu capul sus, vom sta pentru adevăr, chiar viața în eu vom da. Nu vom tăcea, da. Mai sus de orice gândire și filosofie omenească, mai sus de orice știință, este un creator și este un stăpân al universului și a istoriei. Dumnezeul Tatăl, Iisus Fiul și Duhul Sfânt, astăzi, dacă auzi lui, nu-ți împietri, lasă-L să intre în viața ta și vei avea pace.
fi răpirea. Thank you.
poate să vină ceasul când acasă vom fi chemați. Doresc din toată inima ca toți cei ce suntem prezenți în locul acesta, în această dupămasă, la venirea Domnului, atunci când va avea loc răpirea, să auzim glasul acela dumnezeiesc, să auzim arhanghelul care va suna din trâmbiță. De vom fi adormit în Hristos, atunci să înviem, iar de vom fi în viață, să fim transformați la o clipeală de ochi și toți ca porumbei înspre porumbarul lor, să ne ducem să-L întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Domnul să ne dea tuturor harul răpirii. Amin. Vă rog să reocupați locurile și ascultăm acum cuvântul fratelui Gabi. Slăvit să fie Domnul! Merită Dumnezeu să-L binecuvântăm în seara aceasta și aș vrea să mai zicem din toată inima încă o dată: slăvit să fie Domnul! Amin, amin! Este un mare har pe care noi l-avem, frați și surori, tineri dragi, să fim în seara aceasta în casa lui Dumnezeu. Și când spunem lucrul acesta, nu este un joc de cuvinte al nostru, ci este cu adevărat harul și îndurarea Domnului. Și aș vrea să simțim fiecare dintre noi în seara aceasta atingerea lui Dumnezeu. Și cred că până în prezent, Dumnezeu ne-a onorat cu prezența Lui. Atunci când am cântat, atunci când ne-am rugat, atunci când am venit în părtășie unii cu alții și vrem prin tot ceea ce facem noi să-L binecuvântăm și să-L mărim pe El. Ne bucurăm să fim în seara aceasta împreună cu dumneavoastră. Și așa cum ați auzit, noi suntem corul de tineri de la Biserica Philadelphia din Portland, statul Oregon. Și mulțumim lui Dumnezeu că ne-a dat putere să fim în seara aceasta la închinare cu dumneavoastră. De mai bine de 2 ani de zile, Dumnezeu a pus în noi gândul acesta și viziunea aceasta să pornim într-un turneu național în țara noastră, România. Și ne-am rugat înaintea Domnului, am postit înaintea Domnului. Nu am știut exact ziua și timpul când să venim. Însă așa a făcut Dumnezeu ca toate lucrurile le-a pregătit la începutul anului 2016 și am știut că acest an este anul potrivit în care să venim în turneul acesta național. După ce ne-am rugat înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu ne-a pus pe inimă și o temă a acestui turneu. Și am ales tema pentru turneul acesta: Iisus domnește. Pentru că atunci când am ales tema aceasta, ne-am gândit și am știut o să mergem în țara noastră România și vrem să spunem întregii lumi că Cel care ne-a mântuit, Cel care ne-a schimbat viața, este Domnul nostru Iisus Hristos. El este Domnul vieților noastre. El este Domn în familiile noastre. El este Domn în bisericile unde slujim. Cred din toată inima că El este Domn în Biserica Gloria Bujac. Vrem să rămână Domn în Arad și de ce nu, dragii mei, să rămână Domn și în țara România. Și zic: Doamne Dumnezeule, binecuvintează țara noastră. Tinerii aceștia pe care dumneavoastră îi vedeți, o bună parte din ei, aș putea să zic, cred că peste 90% din ei, s-au născut în Statele Unite ale Americii. Peste 40 de tineri nu au fost, 40 de tineri, număr de 40 de tineri, n-au fost niciodată în România. Este prima dată când au venit în România să-și vadă rădăcinile, de unde părinții lor au venit. Părinți care cu ani de zile înainte au emigrat în Statele Unite și astăzi sunt împreună cu dumneavoastră și slujesc. Știți care este vestea tristă? Le place foarte mult, nu mai vor să vină înapoi acasă. Dumnezeu să vă binecuvinteze, dragii mei. Am pornit traseul nostru în data de 30 iunie în orașul Cluj-Napoca. Din Cluj ne-am dus în Sibiu. Din Sibiu ne-am dus în Brașov. Din Brașov ne-am dus în Codlea. Din Codlea ne-am focalizat pentru 4 zile în zona de sud a țării, mai exact în Poiana Mare, Rast și Băilești. Din zona Olteniei am venit către Hunedoara. Duminică dimineața am slujit la Biserica Betel din Hațeg. Duminică seara am slujit la Biserica Golgota din Hunedoara. Aseară, prin harul și îndurarea Domnului, am slujit în Timișoara, în Parcul Rozelor. Și în seara aceasta, în ultima zi al turneului nostru, slujim în biserica dumneavoastră.
Și vrem prin ceea ce facem, cântările noastre, mesajul Evangheliei care va răsuna, vrem să-L binecuvântăm și să-L slăvim pe Dumnezeu pentru tot ceea ce El a făcut pentru noi. În turneul acesta național noi suntem însoțiți de păstorul nostru principal, fratele păstor Vasile Câmpian, însoțit de soția dânsului, sora Rodica. Pe lângă fratele Vasile mai sunt câteva familii care au venit alături de noi, în număr de 8 familii, care au fost un ajutor și o binecuvântare pentru mine, pentru fratele Vasile, pentru tinerii aceștia. Mă bucur în turneul acesta să fie și soția mea, Monica, împreună cu copilașii noștri, Dumnezeu care ne-a dăruit 4 până în prezent. Și zic, Domnul Dumnezeu să fie înălțat și mult binecuvântat. Vrem să vă mulțumim, dragii noștri, ne-ați primit să slujim. Mulțumim, frate păstor Moise Ardelean, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mulțumim dumneavoastră care ne-ați găzduit, v-ați deschis casele pentru noi. Vreau să vă spun, ne-am simțit ca acasă și Dumnezeu din cer să vă binecuvinteze. Sufletul meu este legat de Arad și vă spun de ce. Începând cu anul 1995 până în anul 1999, pentru 4 ani de zile, am învățat în Arad, la Liceul Teologic Pentecostal. Au fost momente în care Dumnezeu mi-a pregătit mie inima, momente înălțătoare în rugăciune, momente înălțătoare în cântare, momente înălțătoare în care frații păstori, dirigintele nostru, fratele Cornel Borlovan, ne-a îndreptat gândul și privirea noastră către Domnul Iisus Hristos. Și dacă astăzi o bună parte din elevii care am fost la liceul Pentecostal slujim în diferite biserici, vrem să mulțumim Domnului și profesorilor noștri și mulțumim Domnului că ne-a pregătit inima noastră și sufletul nostru și Dumnezeu să fie înălțat și binecuvântat. Eram la început de an și stăteam înaintea Domnului și m-am rugat și probabil ca și dumneavoastră, mulți alții, ne-am pus întrebarea aceasta, oare ce va aduce anul 2016? Și eu m-am întrebat, m-am rugat pentru soția mea, m-am rugat pentru părinții mei, m-am rugat pentru copiii mei, m-am rugat pentru frații mei, m-am rugat pentru Biserica Philadelphia, Biserica Golgota din Hunedoara. Ne-am rugat înaintea Domnului și am zis, Doamne, oare ce va fi în anul 2016? Știți ce am înțeles la nivel de inimă și la nivel de suflet? Am înțeles la nivel de inimă și la nivel de suflet că Domnul nostru Iisus Hristos va fi Domn și Stăpân și peste anul 2016. De aceea nu trebuie să ne temem de nimic. Dar mai m-am dus înaintea Domnului și am cerut un cuvânt din partea Domnului. Și am zis, Doamne, vreau să-mi vorbești mie personal. Vreau să-mi vorbești mie și familiei mele, bisericii acolo unde eu slujesc. Și am deschis cuvântul Domnului la întâmplare. Mie îmi place să-l citesc sistematic, dar de data aceasta am deschis cuvântul Domnului și cuvântul Domnului s-a deschis la Ieremia, capitolul 30, versetul 17 și versetul 18. Ascultați cuvântul Domnului ce spune. Dar te voi vindeca și îți voi lega rănile, zice Domnul, că cei te numesc cel izgonit, Sionul acela de care nimănui nu-i pasă. Așa vorbește Domnul. Iată, aduc înapoi pe prinșii de război ai corturilor lui Iacov și mi-e milă de locașurile lui. Cetatea va fi zidită iarăși pe dealurile ei și casa împărătească va fi locuită iarăși cum era. Și am zis, slăvit să fie Domnul care se îndură de noi, se îndură de familiile noastre, se îndură de copiii noștri, se îndură de prinșii de război care altădată veneau în casa lui Dumnezeu și au plecat. Frați și surori, tineri dragi, am vrea să facem înaintea Domnului o rugăciune și rugăciunea aceasta să o facem pentru familiile noastre. Dacă diavolul se luptă pentru ceva într-o vreme ca aceasta, se luptă pentru dumneavoastră care sunteți preot și cap al familiei,
se luptă pentru dumneavoastră care sunteți o mamă și vă rugați înaintea lui Dumnezeu, se luptă pentru copiii noștri și datoria noastră în seara aceasta este să mergem înaintea lui Dumnezeu, să strigăm înaintea Domnului, să zicem: Doamne, îndură-te de familiile noastre, îndură-te de bisericile noastre, îndură-te de prinși de război. Ne-ai promis în cuvântul Tău, cuvânt care este puternic și adevărat, că vei aduce înapoi prinși de război, că cetatea aceea care a fost cândva pustiită va fi locuită din nou, biserica lui Dumnezeu să fie plină de oameni și de prezența lui Dumnezeu. Eu aș vrea să vă motivez în seara aceasta și vă invit să ne ridicăm în picioare și să venim înaintea lui Dumnezeu. Dumneavoastră știți exact situația din casa dumneavoastră, dumneavoastră știți exact nevoia din casa dumneavoastră, dar aș vrea să venim înaintea lui Dumnezeu și să zicem: Doamne, îndură-te de familia mea, copilul meu are nevoie de Tine, fiica mea are nevoie de Tine, biserica lui Dumnezeu are nevoie de prezența Domnului și eu cred din toată inima, pentru că acest cuvânt este plin de autoritate și de putere și dacă nouă, ca și copii al lui Dumnezeu, ne rămâne ceva, ne rămâne să ne ancorăm adânc în acest cuvânt și să-L credem că Dumnezeu din cer se va îndura de noi, se va îndura de copiii noștri, se va îndura de prinșii de război și va aduce acasă. Haideți așa cum stăm în picioare să mijlocim înaintea lui Dumnezeu, să strigăm cu credință și cu bucurie în același timp și să-I mulțumim lui Dumnezeu pentru promisiunea Lui și pentru cuvântul Lui. Ne rugăm cu toții așa cum stăm în picioare.
Amin. Vă rog să reocupați locurile. M-am bucurat să văd în sală, în această dupămasă, pe frații păstori Ghiță Băbălai din Oradea, Biserica Betel. Frate Ghiță, bine ai venit la noi! Domnul să te binecuvânteze! Pe fratele Radu Praja, chiar dacă e aici, l-am văzut mai târziu. El e păstor la Rastul Nou în Oltenia. La Betel am fost de multe ori, la Rastul Nou o singură dată la evanghelizare, dar își putea spune că pe acești păstori îi cunosc de mulți ani și știu că au inimă pentru lucrare și din când în când ne întâlnim în lucrarea Domnului. Domnul să vă binecuvânteze pe voi, familiile voastre și bisericile în care slujiți Domnului și fraților. Amin! De asemenea, salut și ceilalți slujitori care sunt împreună cu noi în această dupămasă. L-ați văzut la vorbă pe fratele Tipei, el este cu noi, este al de-al nostru. Domnul să-l binecuvânteze și pe el. Urmează să cânte din nou corul de tineri. Înainte însă, ca să-i ascultăm cântând, vreau să confirm ceea ce a spus fratele Adi Petraș. El a plecat de la noi din biserică atunci când era tânăr și acum e tot tânăr, dar nu atât de tânăr ca atunci. El a spus că e foarte legat de biserica aceasta și eu știu că este așa. Aud și simt. Domnul să te binecuvânteze! Oarecum n-am fost tare mirat când a afirmat acest lucru. Am fost ușor surprins atunci când soția lui, sora Ani Petraș, care dirigează corul de tineri, a spus că dacă s-ar muta în România, ar veni aici, în biserica noastră. E înregistrat și toți am auzit. Sora este din Cluj, mă rog, familia e plecată din Cluj, și eu m-am bucurat atunci când am auzit-o că ar alege Aradul, ar alege Biserica Gloria. Și eu vă spun, dacă, nu se știe ce vine peste lume, nu se știe ce se întâmplă în viitor, dacă va fi un astfel de moment, noi vă primim cu tot dragul sau cu toată dragostea. Domnul să vă binecuvânteze pe voi, pe copiii voștri și pe toți cei dragi ai voștri. Ascultăm corul de tineri, apoi va cânta o cântare sora Dana Moldovan, apoi Elim Harmony, apoi corul bărbătesc al bisericii noastre, iar după aceea din nou corul de tineri. Porți, ridicați-vă capetele, ridicați-vă porți veșnice, că se intre împăratul slavei. Cine este acest împărat al slavei? Domnul cel tare și puternic, Domnul cel vitează în lupte. Și atunci slava Domnului s-a coborât, ridicat de pe herovin și s-a îndreptat spre pragul casei, așa încât templul s-a umplut de nori și curtea s-a umplut de strălucirea slavei Domnului. Deschideți-mi porțile neprihănirii, ca să intru și să laud pe Domnul. Singurului Dumnezeu, Mântuitorul nostru, prin Iisus Hristos, Domnul nostru, să fie slavă, măreție, putere și stăpânire, mai înainte de toți vecinii și acum și în veci. Amin. Laudă intră în Sfântul Lucru.
să te închinăm, cu laudă intrăm, să ne închinăm, cei răscumpărați la tronul tău stăm, în prezența sfințeniei tale. Ochii noștri spre tine ațintii, inimile tânjesc după tine, și orice pas e spre tronul divin. Măreț Dumnezeu, o minunea, ne lăsăm cântem în locașul tău.
Și eu îi mulțumesc Domnului că sunt în Arad. Ultima dată când am fost în Arad, well, când am slujit în biserica aceasta, am avut, cred că 6 ani, da? Eu sunt din familia Lupșa, sunt poate care mă cunosc, well, nu pe mine, dar pe părinții mei, Dorina și Ghiță Lupșa. Îl văd pe fratele Goavi. El a avut grijă de mine când eram mică. Sper că am fost cu minte. Sunteți o biserică foarte frumoasă și Domnul să vă binecuvinteze și cântările care le cântăm toți și corul să fie o binecuvântare pentru voi toți. Vă iubim! Nici când nu mă vei lăsa.
nici când nu mă vei lăsa. Nu sunt singură, nu sunt singură. Vei merge înaintea mea, nici când nu mă vei lăsa. Nu sunt singură. Am avut clipe binecuvântate și ne-am simțit onorați să fim invitați de tinerii din Portland să fim în aceste două săptămâni cu ei. Iată-ne în ultima seară și cum spune cântarea pe care vrem să o cântăm, sunt clipe în viață ce nu se uită niciodată. Și noi am petrecut clipe minunate cu ei împreună și în prezența Domnului binecuvântare. Și aș vrea ca refrenul acestei cântări să-i urmărească acolo în America, pe noi aici și pe dumneavoastră la Bujoacă, aici la Arad. Spune așa de frumos, orice problemă ai avea, spune-i lui, spune-i Domnului. E singurul ce poate rezolva, slavă lui. Se uită când la răscruce privește sus. Să valorifici aceste clipe, doar stai de vorbă cu al tău Domn Iisus. Spune-i lui, spune-i lui.
ai pe suflet, slavă Lui! Thank you.
Și acum să ne deschidem inimile pentru cuvântul Domnului, care va fi vestit de fratele păstor Vasile Câmpian. Poate că v-ați uitat la ceas și ați văzut că este 9 fără 10 minute. Evident că nu încheiem la 9, nici n-am anunțat că vom încheia la 9. Dar vă aduc aminte de un verset din Vechiul Testament. Psalmul 84, versetul 10. Cuvântul spune, o zi în casa lui Dumnezeu face mai mult decât 1000 de zile în altă parte. Nu știu la cât vom încheia, ca și făcut eu un calcul matematic foarte simplu. Dar când vă veți întoarce acasă, luați raportul de 1 la 1000 și calculați valoarea timpului pe care îl petrecem în această seară împreună. Evident, lucrurile stau așa, dacă suntem atenți, deschiși și primim cuvântul ca din partea Domnului. Ca și gazdă vorbesc acum. Nu mi-ar place ca cineva să iasă în timpul în care fratele Vasile predică. Și cred că n-ar fi bine să plece nimeni până nu vom încheia cu rugăciune, la urmă. Cel puțin din câteva puncte de vedere este mai bine aici decât afară. Vedeți că e destul de bine, e destul de răcoare, nu știu, poate unora vă este totuși cald, dar cred că este bine, afară este foarte cald. Apoi se simte prezența Domnului, adierea Duhului lui Dumnezeu și bine aici. Aici e casa lui Dumnezeu. Aici este poarta cerurilor. Ca și Samuel altădată, să zicem și noi, vorbește, Doamne, că noi, robii Tăi, suntem gata să ascultăm. Amin. Vă invit să vă ridicați. Fratele Vasile va citi cuvântul Domnului. Apoi ne vom reașeza pe locurile noastre și păstrând liniștea, să ascultăm cu atenție mesajul ca din partea Domnului. Vă invit să ascultăm 3 versete din cuvântul Domnului de la Deuteronom, capitolul 4, versetul 7, 8 și 9. Cuvântul Domnului la pagina 195, Deuteronomul, capitolul 4, versetul 7, spune în felul următor. Care este în adevăr neamul acela așa de mare, încât să fie avut pe Dumnezeii lui așa de aproape, cum avem noi pe Domnul Dumnezeul nostru, ori de câte ori îl chemăm? Și care este neamul acela așa de mare, încât să aibă legi și porunci așa de drepte, cum este toată legea aceasta pe care vă pun astăzi înainte? Numai ia seama asupra ta și veghează cu luarea minte asupra sufletului tău în toate zilele vieții tale, ca nu cumva să uiți lucrările pe care ți le-au văzut ochii și să-ți iasă din inimă. Fă-le cunoscut copiilor tăi și copiilor copiilor tăi. Amin. Vă invit, dragii mei, să ocupați locurile. Frate păstor, aveam Biblia și semnul pus la Filipeni 4, versetul 8, ca să aduc salutul Bisericii Philadelphia din Portland, pentru că nu doresc ca să încercăm răbdarea cuiva prin a lungi slujba din această seară, dar apreciez foarte mult dragostea dumneavoastră, deschiderea dumneavoastră, faptul că ne-ați primit aici și ne bucurăm extraordinar. La cea de-a 11-a slujbă, împreună cu acest grup minunat de tineri, împreună cu alte persoane, familii din Portland, Oregon, am venit în acest turneu în România și doresc din toată inima ca în primul rând să dăm slavă lui Dumnezeu. Domnul este acela care ne-a păzit, ne-a călăuzit și a fost cu noi, am fost primiți bine peste tot pe unde am fost, ne-am bucurat nespus și am dat slavă Domnului de fiecare dată și cu fiecare ocazie. În seara aceasta apreciez foarte mult Biserica Golgota, fratele păstor Moise Ardelean,
pe dumneavoastră conducerea acestei biserici, pentru deschiderea și dragostea pe care o aveți și ați ascultat cântările care au fost cântate și sunteți gata încă să mai stați câteva momente în casa lui Dumnezeu ca să împărtășim ceva și din cuvântul Domnului. Vreau ca să spun câteva cuvinte de felicitare pentru slujba pe care o faceți aici, în acest oraș frumos. Doresc ca Domnul să vă binecuvinteze în continuare, să fiți o lumină pentru oamenii din locul acesta și se vede că și Domnul răsplătește pe cei care îl slujesc pe El. Nu-i așa? Aveți o clădire minunată a bisericii care întrece standardul multor clădiri de biserică din Statele Unite. Și pentru lucrul acesta vă felicit și dăm slavă lui Dumnezeu. Doresc ca Domnul să vă binecuvinteze și să vă umple de Duhul Său cel Sfânt. De fiecare dată când veniți în locul acesta să vă bucurați și să nu vă grăbiți să plecați din adunare, ci să rămâneți, pentru că ce bine și frumos este în casa lui Dumnezeu, într-adevăr. Ne-am bucurat, este mai mult o seară de cântări, dar mă bucur în mod deosebit ca să îl revăd după o perioadă de timp din nou pe fratele Luțu Tipei, Domnul să-l binecuvinteze și pe dânsul. Apreciez mult faptul că a venit ca să avem această ocazie și să ne întâlnim puțin în această seară. Îl felicităm și pe dânsul că este bunic astăzi. A câta oară? A 11-a oară și soția dânsului este acolo, la spital, unde fiica lor a născut. Domnul să-i binecuvinteze cu familia, cu viață lungă, sănătate și este ceea ce vă dorim dumneavoastră tuturor, dragii mei. Biserica din Portland vă iubește în mod special și deosebit. Biserica Gloria din Arad, ați auzit declarația aici, dacă se întâmplă ceva pe acolo, se angajează deja, va depinde care va fi referința pe care noi o să le dăm de acolo. Mă gândesc că veți lua în considerare referințele, da? Frate Moise, dacă vor vrea să vină să se facă membri aici, depinde ce referințele o să le dăm pentru așa ceva. Oricum, dragii mei, este minunat să fim în sub domnia Domnului Iisus Hristos. Tema noastră prin România în acest turneu a fost Iisus domnește. Am spus tuturor că există un Dumnezeu puternic și adevărat. Un Hristos care este Domn. Chiar și în iezle, El este și rămâne Domn în veci de veci. Înainte să fie pământul și El nu are sfârșit al zilelor, El domnește de la infinit la infinit și pentru totdeauna. Și este Domnul vieții noastre, glorie lui Dumnezeu. M-am bucurat că aici, în acest sanctuar frumos, aveți inscripția Iisus Hristos este Domnul. Noi nu suntem oricine, dragii mei. Noi suntem un popor minunat, poporul lui Dumnezeu, care zice apostolul că-și Dumnezeu și l-a ales, slăvit să fie Domnul. Și noi n-am fost cumpărați cu prețuri de aur sau argint, ci am fost cumpărați, răscumpărați cu însăși sângele Domnului Iisus Hristos, glorie lui în veci de veci. Am citit pasajul acesta din Vechiul Testament, din cartea Deuteronomul, și se pune o întrebare de două ori în aceste trei versete pe care le-am citit. Cine este neamul acela mare? Trăim vremuri, noi trăim în America și ne place să gândim că America este o țară dezvoltată, o țară respectată, un neam mare văzut de lumea întreagă. Dumneavoastră sunteți vecini aici cu o altă țară care de asemenea are tendințele ca să se reafirme și să rămână printre puterile cele mai însemnate din lume. Nu departe de noi este China, peste tot România. Ce să mai vorbim? România este un neam mare
Slăvit să fie Domnul! Este o țară frumoasă, au văzut tinerii aceștia care au venit în România pentru prima dată și au zis, extraordinar, ce locuri frumoase, le-ar place să mai rămână pe aici și să viziteze și să vadă țara noastră, să se bucure. Încep să mai prindă cuvintele românești, chiar dacă cu accent, dar se exprimă mult mai bine decât în urmă cu câteva zile când au venit și au început această călătorie. Slăviți să fie Domnul! Mulțumesc Domnului pentru ei și pentru familiile lor! Avem o biserică minunată la Portland, Oregon și vă invităm ca să veniți și să ne vedeți acolo. Dar vreau să amintesc, fără ca să lungesc și fără să intru în detalii, am să vă dau doar schița predicii mele în această seară. Care sunt condițiile ca un neam să fie într-adevăr mare? Și am extras patru lucruri din textul acesta al nostru. În primul rând, un neam mare este acela cu care este prezent Dumnezeu. Fără Dumnezeu suntem nimic. Dumneavoastră toți știți lucrul acesta. Poate că unii ați încercat-o ani și ani și a venit vremea când a zis, destul, mă întorc la Domnul. Am nevoie de Domnul. Poate în seara aceasta sunt persoane care zic, Doamne, vreau și eu să fac parte din neamul acela mare. Spune versetul atât de frumos, care este în adevăr neamul acela așa de mare, încât să fie avut pe Dumnezeul lui așa de aproape cum avem noi pe Domnul Dumnezeul nostru, glorie Lui în veci de veci. Dacă suntem și vom fi și rămânem un neam mare, este datorită Lui Dumnezeu și a Domnului Iisus Hristos, care domnește peste noi, slăvit să fie El în veci. Dragii mei, un alt lucru care face și ne face pe noi parte din neamul acesta mare și neamul acesta minunat, pentru că aici nu vorbim de națiunile pământului acestuia, ci vorbim despre neamul care este într-adevăr neamul mare al lui Dumnezeu. Sunt cei care împlinesc, învață și împlinesc legile lui Dumnezeu. Ați auzit ce s-a citit aici în versetul 8? Care este neamul acela așa de mare încât să aibă legi și porunci atât de drepte, atât de drepte, cum este toată legea aceasta, cuvântul minunat al lui Dumnezeu. Dragii mei, suntem parte din neamul mare, pentru că cuvântul lui Dumnezeu are putere, este viu și lucrător. Aici nu este vorba de legi care le-au inventat oamenii undeva la un parlament sau știe unde, la un guvern, oricât ar fi el de mare. Aici este vorba de legea lui Dumnezeu. Și cei care iubesc legea lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu și le implementează viața lor, fac parte din poporul lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Primul, Dumnezeu este cu noi. Al doua condiție este să împlinim legile și poruncile lui Dumnezeu. Amin? Amin? Mai este un lucru amintit aici și anume să nu uităm toate lucrările minunate pe care Dumnezeu le face. Sunteți o biserică cu o istorie de mulți ani de zile. Îl aud pe fratele Nelu Petraș de multe ori. Ne mai povestește, ne întâlnim la Consiliul Pastoral sau la Comitet în Portland și când vine câte o problemă, începe să ne spună cum a fost la Arad. Și noi l-ascultăm și învățăm și ceea ce putem aplicăm. Slăviți să fie Domnul! Dragii mei, aveți experiențe cu Dumnezeu! Asta ne face pe noi deosebiți decât oamenii care sunt în afară în lume. Neamul mare sunt acei cu care Dumnezeu a făcut lucrări și ei nu le-au uitat. Aș dori să vă provoc în seara aceasta să vă amintiți de unde v-a scos Dumnezeu. Să vă amintiți lucrările minunate ale lui Dumnezeu în viețile dumneavoastră. Să-i dați slavă lui Dumnezeu pentru tot ceea ce a făcut. Nu este timpul în seara aceasta să vă explic în detalii. Dar în anul 2009 am fost în România și împreună cu fratele președinte atunci, Luțu Tipeia, am fost la deschiderea unei biserici în Băița de sub Codru, județul Maramureș.
Și după ce ne-am despărțit de acolo, am trecut pe la un loc de rugăciune, nu departe de aici, de Arad. Și printr-un vas, Domnul mi-a vorbit și a zis: bărbatule, diavolul a făcut un plan să te lovească până la curmișul firului vieții tale, dar eu n-am să las. Aceasta a fost promisiunea lui Dumnezeu. După câteva luni, întorcându-mă înapoi acasă și fiind în America, la o slujbă în data de 2 mai 2010, la cina Domnului, un frate m-a întâlnit aici la intrare în hol și a zis: frate, eu am fost acolo în adunare. Uitați că ridică fratele mâna în sus. A fost în adunare în ziua aceea, a fost în vizită la fratele lui în Portland. În data de 2 mai 2010, inima mea s-a oprit după ce am predicat în dimineața aceea, am slujit cu cina Domnului, m-am așezat pe bancă și mi s-a oprit inima. Cei care au văzut lucrul acesta au sărit, mi-au venit în ajutor, nu mi-a mai bătut inima, nu am mai avut suflare 15-20 de minute cât a durat până a venit ambulanța, dar până când Dumnezeu, după promisiunea Lui, El a zis: eu n-am să las. În momentele acelea am văzut o formație de îngeri și un înger m-a întrebat: vrei să pleci sau vrei să rămâi? Și am zis: uită-te la aceste rugăciuni, pentru că eu mă aflam deasupra și mă uitam în sală și de acolo vedeam funii, așa cum se ridicau din diferite locuri din sală și de la distanță, se rugau pentru mine, erau rugăciunile. Eu nu judecam cu mintea aceasta, pentru că mintea aceasta era pe bancă, era în trup. Eu vorbeam cu îngerul undeva sus, deasupra sălii. Și am zis: uită-te la aceste rugăciuni. Și îngerul mi-a zis doar atâta: înțeleg. Și când a zis înțeleg, m-am trezit că cei de la ambulanță mă scuturau și ziceau: domnule, știu unde te afli? Și eu am zis: da, știu, sunt în adunare. Slăvit să fie Domnul! Sunt în viață astăzi, după 6 ani de zile, și sunt la adunarea Gloria din Arad Bujac. Dau slavă lui Dumnezeu! Nu uităm, dragii mei, minunile pe care Dumnezeu le-a făcut în viața noastră! Neamul mare este acela care simte pe Dumnezeu de dimineața și până seara și îi mulțumește lui Dumnezeu. Suntem oameni pe pământul acesta, mai facem greșeli, mai avem ispite, mai ne trezim că suntem biruiți, chiar căzuți, dar nu învinși, slăvit să fie Domnul, ne ridicăm. Ne ridicăm în numele Domnului, căci El este mai tare decât orice forță din acest univers. Și El este cu noi, este real, dragii mei, Dumnezeu. Și cerul și ceea ce noi citim în cuvântul lui Dumnezeu. Neam mare este acela care nu uită lucrările lui Dumnezeu. Am citit versetul 9. Nu mai ia seama asupra ta, veghează cu luarea minte asupra sufletului tău în toate zilele vieții tale, ca nu cumva să uiți lucrările care ți le-au văzut ochii. Mulțumesc lui Dumnezeu că am trecut prin multe în viață, împreună cu soția, împreună cu cei 5 copii ai noștri, dar Domnul a fost de partea noastră. Și de fiecare dată când venim în rugăciune, ne gândim și zicem: Doamne, cu ce am fost mai bun decât altul? Cu nimic. Ne dăm seama că totul și totul și totul este numai datorită harului Lui. Dăm slavă lui Dumnezeu și pentru misiunea aceasta care am putut-o să o facem în România, un grup de peste 100 de persoane, am venit împreună și dăm slavă lui Dumnezeu că El lucrează în inimile acestor tineri. Tinerii aceștia au experiență cu Dumnezeu. Eram în Codlea, era toate, să zic așa, scaunele așezate. Era vreme de furtună, sufla vântul, scaunele care erau de plastic puse acolo pe un loc frumos amenajat, cimentat, erau suflate când într-o parte, când într-alta de vânt. Frații de la audio-video de mai multe ori a trebuit să acopere echipamentul pentru că au dat picuri de ploaie și trebuia să ploie. Dar ne-am unit în rugăciune, tinerii aceștia s-au rugat și când au început să cânte, a ieșit soarele prin nori.
Și unul dintre frații care a fost aici cu noi a spus: frate Vasile, când ai predicat, ai avut reflectorul aprins, ca și cum ai fi fost într-o seală din aceea cu reflectoare și era reflectorul pe tine. A oprit Dumnezeu ploaia. Numele Lui să fie slăvit. Tinerii aceștia se unesc și văd experiență și lucrările Lui Dumnezeu. În această vreme, după ce am slujit la Cluj, 5 persoane au ridicat mâna și au zis: pentru prima dată ei își deschid inima și doresc pe Iisus Hristos ca Domn al vieții lor. Este rezultatul slujirii. Frați și surori, să nu uităm lucrurile care ni le văd ochii aceștia. Dar vreau să vă asigur, când se închid ochii aceștia, să deschid ochii ceilalți. Și cu ochii ceilalți vedem lucrurile care sunt veșnice. Vreau să vă spun, este real. Când mi s-au închis ochii de carne, în experiența cu stopul cardiac, am văzut îngerii. Până atunci nu i-am văzut. Nici dumneavoastră nu-i vedeți, deși sunt aici. Sunt aici și nu-i vedeți. Dar când se închid ochii aceștia de carne, vedem adevărata realitate despre care citim în Biblie și o credem. Îi vedem prin credință, amin? Prin credință vedeți pe Domnul Iisus prezent în adunare în această seară? Prin credință credeți că sunt îngeri aici? Prin credință vedeți slujirea care vi se face la inimile dumneavoastră în fiecare moment, slăvit să fie Domnul? Trei lucruri am spus până acum, ce ne face pe noi un neam mare: prezența lui Dumnezeu, împlinirea poruncilor lui Dumnezeu, nu uităm toate lucrările pe care Dumnezeu le face în viața noastră, și apoi un lucru care ne va face și ne va ține un neam mare este să mărturisim aceste lucrări. Copiii noștri, tinerii noștri trebuie să învețe, trebuie să știe. Prima dată să audă de la mama, să audă de la tata, să audă de la adunare, să audă de la învățătorii de școală duminecală, să știe că Dumnezeu este adevărat. Noi nu venim aici și facem slujbe așa de pe buze doar. Noi venim aici și ne turnăm tot focul inimii noastre înaintea Dumnezeului viu și adevărat, care ne-a mântuit, ne-a spălat de păcate, ne-a scăpat din confuzia care există în lumea aceasta, ne-a dat și ne-a trasat o cale bună, o cale dreaptă, o cale adevărată, care este calea sigură spre cer, glorie Lui. Ne-a vindecat de boli, slăvit să fie Domnul. Copiii noștri trebuie să cunoască și să știe și de mici să învețe și biserica să aibă urmași în continuare și în continuare. Un lucru de care mă bucur, deși presiunea este mare și tendințele sunt multe din partea generației tinere în America să se încline spre bisericile americane, deci și din cauza limbii, că înțeleg mai bine limba engleză, și din alte motive, dar eu mă bucur de tinerii aceștia pentru experiența care au avut-o, că ei s-au legat împreună și cred că vor fi legați și mai tare de Biserica Română pentru mulți ani de acum înainte. Doresc, dragii mei, ca Domnul să vă răsplătească pentru tot ceea ce ați făcut pentru noi, Domnul să vă binecuvinteze, că sunteți deja un neam mare, dar să rămâneți un neam mare pentru totdeauna. Pentru totdeauna, să se ducă vestea în lungul și latul pământului, că aici are Dumnezeu un popor puternic, un neam mare, oameni care declară minunile lui Dumnezeu și aduc Lui laudă și glorie în veci. Fiți binecuvântați de Domnul. Amin. Suntem un neam mare prin acela care este cel mai mare și este cel dintâi. Numele Lui este Iisus Hristos. M-am referit la Biserica Domnului nostru. Dar și noi, penticostalii români, suntem mulți și suntem un neam mare. Zilele trecute am semnat o autorizație de funcționare pentru o biserică penticostală română din Cipru și pentru una din Israel. Imediat după aceea m-a sunat un frate păstor că este chemat în insulele Fiji, Pacificul de Sud, aproape de Australia. Sunt acolo câțiva penticostali români, au intrat în legătură cu băștinașii și fratele să meargă să le întindă o mână de ajutor să organizeze lucrarea. Trăim vremuri pe care nu le înțelegem foarte bine.
Suntem răspândiți în toată lumea. Aud din când în când spunându-se că suntem ca evrei. Răspândiți în toată lumea. Dar să fim ca ei și din următorul punct de vedere. Evreii nu uită Ierusalimul. Oriunde ar fi, iubesc Israelul și le bate inima pentru Ierusalim. Și vreau câteva cuvintele să le spun acestor tineri minunați. Am înțeles că majoritatea v-ați născut în America. Domnul să vă binecuvânteze! Să-L iubiți pe Domnul Dumnezeu din toată inima și cu toată puterea e cel mai important lucru. Să iubiți și America și să vă rugați pentru ea este absolut normal. Dar să iubiți România, pentru că este țara părinților și a bunicilor voștri, învățați bine limba română și rămâneți aproape de noi. Și luați ce este bun de la românii din România și de la cei din America, evident. Și fratele Vasile știe ce și cum și sunt convins că vă va spune la vremea potrivită. Domnul să vă binecuvânteze! Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți! De curând, cazul Botnariu a atras atenția lumii întregi și poate niciodată despre neamul nostru nu s-a vorbit cum s-a vorbit acum. Și poate am fost apreciați mai mult decât am fi meritat. S-a vorbit despre solidaritatea noastră, despre faptul că ne iubim și suntem gata să strângem rândurile când pledăm, atunci când luptăm pentru o cauză. Și e normal să fim uniți. În aceste vremuri de pe urmă, frași și surori din Statele Unite, din România și de pretutindeni, să strângem rândurile în jurul Mântuitorului Iisus și să facem ce a spus Domnul nostru când a vorbit despre vremurile sfârșitului. Când veți vedea toate aceste lucruri întâmplându-se, să vă uitați în sus și să vă ridicați capetele, pentru că izbăvirea voastră este aproape. Vine Domnul! Maranata! Domnul nostru este la ușă! Izbăvirea nu vine de la Washington, scuze americanilor, nici de la Bruxelles. Eu am făcut greșeala după 1 ianuarie 2007, când România a intrat în Uniunea Europeană, să am speranțe foarte mari și așteptări foarte mari. Dar dezamăgirile au fost mai mari decât așteptările și m-am convins. Izbăvirea nu vine nici de la Washington, nici de la Bruxelles, nici de la Paris, nici de la Londra, nici de la Berlin, nici de la o altă mare capitală europeană sau mondială. Izbăvirea va veni pe verticală. Numele izbăvitorului este Iisus Hristos. El este Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă. De aceea, înainte ca să încheiem slujba și să ne întoarcem la casele noastre, haideți să-i mai ascultăm pe acești tineri români-americani cântând pentru slava Domnului încă o cântare și zic din toată inima, Dumnezeu să-i binecuvânteze, să le dea har în slujire și să aibă milă și de noi toți. Amin. La acești tineri, sunteți minunați. Deci, ori cântat între niște condiții, mai ales aseară, nu știu dacă v-ați uitat pe program, dar soarele le bătea așa în față și ei așa cu mâna la față cântau. Deci, noi ne-am făcut partea cât am putut. Tinerii și-au deschis inima să facă cât pot, dar Dumnezeu din cer ne-a dat putere și
izbândă și ajutor ca să cântăm spre slava Domnului din toată inima, oriunde am fost. Sperăm că v-ați bucurat și cred că știți și cântarea asta, chiar dacă e pe engleză. Tinerii voștri, majoritatea știu și engleză și am vrut să terminăm o cântare cu engleză, dacă ne dați voie. And why you were shocked.
Măriți să fie Domnul! Pentru harul și bucuriile din seara aceasta, ne simțim datori să mulțumim Părintelui Ceresc. Amin. Tot ce e bun și desăvârșit vine de la El, se coboară de la El. Și Domnul a fost cu noi, a fost între noi în această dupămasă. A umplut de slavă locul acesta. I-am simțit prezența. I-am auzit glasul în inimile noastre. Și aș vrea cum să-i mulțumim. Cu toții să ne îndreptăm inimile înspre El. Și fratele păstor Pavel Tipei, în numele nostru al tuturor, va înălța această rugăciune de mulțumire. Iar noi să-L însoțim în rugăciune, rugându-ne în inimile noastre. Stăm, Doamne, ridicați înaintea Ta, cu inimile pline de bucurie și cu recunoștința în ele că Tu ești Dumnezeu nostru, mărit să fii în veci de veci. Îți mulțumesc, Doamne, că ne-ai ales și ai făcut din noi un popor al Tău, o seminție aleasă, o împărăție sfântă. Și că totdeauna ai avut gânduri deosebite cu privire la noi. De aceea te binecuvântăm în seara aceasta. Amin. Îți mulțumim că pe fondul cântărilor ți-ai făcut prezență aici. Da. Îți mulțumim că în rugăciune te-am simțit. Și îți mulțumim că prin mesaje ne-ai vorbit. Amin. Tu ești Dumnezeu, mărit și lăudat să fii Tu. Seara aceasta cred că rămâne consemnată în analele Tale. Dar fă, Doamne, să rămână o seară de aducere aminte pentru biserica din loc și pentru fiecare membru prezent aici. Te rog, o, Doamne, arată-ți îndurările și binecuvântările Tale și în continuare. Dacă au fost aici persoane care nu Te cunosc, fă-i să plece acasă cu Tine în inimi. Dacă au fost aici persoane întristate, dă întristarea la o parte și adu-Tu bucuria. Dacă sunt aici bolnavi, în numele Domnului Iisus Hristos, vindecă-i. Și din toată inima te rog, mântuirea Ta lasă să cuprindă întreaga biserica și pe toți cei prezenți în locul acesta. Binecuvântă frații aceștia care au venit de la mii de kilometri să fie cu noi aici. Te rog, o, Doamne, să-i binecuvintești și să le răsplătești Tu, să mergi cu ei în călătoria lor înapoi. Citim, Doamne, în cuvântul Tău că îngerul Tău tăbărește în jurul celor ce se tem de Tine și îi scapă din primejdie. Lasă îngerul Tău să-i însoțească, lasă puterea Ta să-i călăuzească, lasă Duhul Tău să fie la lucru și oriunde vor ajunge, fă, Doamne, să strălucească gândul Tău, mesajul Tău și binecuvântarea Ta prin ei. Te rog, binecuvântă Biserica Philadelphia din Portland. Binecuvântă corpul pastoral de acolo. Binecuvântă frații și surorile de acolo. Binecuvântă toate bisericile noastre din Statele Unite. Binecuvântă toate bisericile din diaspora. Și de ce nu, Doamne, în seara aceasta nu uităm de Biserica Gloria și toate bisericile din Arad și cele din România. Cercetează-ne, Duhume Sfinte! Într-o lume mocirnită, într-o lume murdară, într-o lume compromisă, într-o lume cu un pachet de legi compromis, fă să strălucească lumina Ta și viața bisericii întotdeauna să se dovedească a fi sfântă, curată, fără pată și fără zbârcitură. Ține-ne, Doamne, în harul Tău, poartă-ne, Doamne, în brațul Tău, apropii-ne mai mult de Tine, apropii-te mai mult de noi. Și fă, Doamne, ca într-adevăr să dovedim că sunt poporul Tău, iar Tu fii poporul nostru. Încă o dată îți mulțumim pentru seara aceasta, îți mulțumim pentru tot ce ne-ai dat și lasă harul Tău, pacea Ta și binecuvântarea să ne însoțească și pe noi și pe cei ce se despart de noi și sub ocrotirea Ta să fim totdeauna. Amin. Și harul Domnului Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu și împărtășirea Duhului Sfânt să fie și să rămână cu noi toți în veci. Amin. Vă rog să vă reașezați. Cu ajutorul Domnului,
am încheiat serviciul divin din această după masă. Încă o dată mulțumim Domnului din toată inima pentru har, pentru cercetare și pentru bucuriile pe care le-am avut împreună. Mulțumim fraților, surorilor, grupului numeros din Portland, de la Biserica Philadelphia, pentru că ne-au vizitat și pe noi. Drept, îi trebuie să recunosc, atunci când am primit un e-mail de la fratele Vasile și a spus pe 12 iulie am vrea să fim la dumneavoastră, i-am răspuns, sunt de acord, dar mi-ar fi plăcut să veniți duminica la noi. Dar mulțumim Domnului că ne-a ajutat să ne adunăm într-un număr frumos și în această seară de marți. Ne-am bucurat împreună și aș vrea să vă rog să duceți salutul nostru la Portland și nu numai. Oriunde veți ajunge, salutați frații, surorile, bisericile și din partea noastră în numele Domnului Iisus Hristos. Salutăm Biserica Betel din Oradea, pe cea din Astu Nou și toată Oltenia și toate bisericile care sunt reprezentate de dumneavoastră în această dupămasă. L-am văzut între timp și pe fratele Ionel Bonta, de la Chicago. Metropola americană în care eu și soția mea, noi mergem cel mai des. Eu știu că este cu echipa Credo și zic din toată inima și pe fratele și pe toți cei care slujesc la Credo, Domnul să-i binecuvânteze. Amen, amen. Și ei și noi. Toți să zicem ca Marele Apostol Pavel, fac totul pentru Evanghelie, ca să am și eu parte de ea. Amin. Oaspeții noștri dragi, în minutele următoare vor coborî în sala de la demisol, este sala noastră de mese. Acolo am pregătit o masă de dragoste. Iar când vom termina masa, vom întoarce acasă. Voi deocamdată la casele noastre. Și vom mai continua să fim împreună. Îmi place că stați nemișcați. Încă o dovadă că Domnul este aici. Și poate că unii ați fi gata să spuneți ce a spus Petru pe muntele schimbării la față. Doamne, este bine să fim aici. Și Marele Apostol a zis, fac trei colibii, una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie. Așa de bine s-a simțit. Așa atunci când Domnul este prezent, am vrea să se oprească ceasul și să nu se mai spună aminul de la urmă. Dar suntem pe pământ, suntem în trup și ascultăm de legea spațiului și a timpului. Dar bine ziua, bine ceasul, când vom fi împreună în cer și nu ne vom mai despărți. Bătrânii noștri, bunicii, străbunicii, știți ce cântau și cum spuneau? Adă, Doamne, ziua aceea mai curând. Și Duhul și Mireasa zic vino. Și cine aude să zică vino, Doamne Iisuse. Domnul să ne binecuvânteze, să fie și să rămână cu noi toți. Amin. În timpul în care fanfara, dacă se mai poate, cântă o cântare, eliberăm casa de rugăciune, dar oaspeții să nu uite, coborâm în sala de la demisol pentru masa de dragoste.